Spunea, mulțumim Părintele Ioan pentru acest parastasis. De fapt, mâine va fi parastasul, dar și el începe la această seară. Parastasul se numește dacă, de fapt, înseamnă înfățișare înaintea lui Dumnezeu. Deși am întârziat, poate, totuși avem un mesaj din partea doamnei Corina Maria Migreanu, care regretă că nu poate participa în această seară, dar ne-a trimis un mesaj pe care îl voi spicui. Deci, Corina Maria Migreanu, doamna preotasă Corina Maria Migreanu, Părintele Ciprian Migreanu este Macluj, este un preot binecunoscut pentru misiunea sa. Și am să vă citesc câteva gânduri la 40 de ani de la ieșirea poetului mistic creștin Daniel Turcea. Și vă mulțumim dumneavoastră celor care ați încălătarea privechiere, pentru că seriile noastre se cam prelungesc. Dar aceasta este ultima mărturie și chiar aș nedreptăți-o pe Corina Negreanu, pentru că, deși nu l-am cunoscut pe Daniel Turcea fizic, pentru că, spune dumneai, poetul se stingea în primăvara anului 1979, când s-a avea 5 ani. Abia în anul 2 de studenție, în toamna târzie anului 1993, la Cluj-Napoca, am intrat în Liga Studenților Creștini Ortodoxi, devenită ulterior Asociația Studenților Creștini Ortodoxi. Deci, filiala Cluj, care se afla sub îngăduirea și îndrumarea distinsului nostru ierarh, scriitor și poet înaltul Bartolomeu Anania. Despre poetul convertit la credință, Daniel Turcea, aveam să aflu tot de la un convertit la credință, actualul meu soț, Părintele Ciprian Negreanu. Pe atunci era student la filozofie, apoi la teologie pastorală. Era un tânăr aparte, plân, citit, care mai ales avea darul de a ne însufleți credința noastră, aducând la ortodoxie mulți tineri. Într-o seară, la o prelegere despre poezia mistică creștină, organizată de Părintele Ioan Pintea, câteva versuri rostite între cele vreo 3 la număr din poezia lui Daniel Turcea, au avut un impact foarte puternic asupra lui. Am mărturisit numai apoi că versurile ei s-au părut atât de diferite, atât de rupte de lirica obișnuită a celorlalți poeți, versuri din care răsplătea puternic briza suavului duh al celor trăite de el în momentul schimbării de la Prizlov, încât a doua zi a început să caute autorul în bibliotecile Clujului. În acea perioadă, cărțile poetului erau extrem de puține. Epifania de la editura Cartea Românească putea fi găsită în 2 exemplare la Biblioteca Centrală a Universității, iar Biblioteca Academiei deținea micul volum de poezii, iubire, înțelepciune, fără sfârșit. O avem aici, în volum așa mic. Bucuria descoperirii acestei poezii i-a fost așa de mare, găsind în versurile lui Daniel Turcea atâtea stări comune cu cele simțite de el în momentul maxim de și de nedescris pe care îl trăise la mormântul părintelui Arsenie Boca. Încât nu uim nici acum entuziasmul și puterea lui de a ne contagia și de noi ceilalți cu această bucurie. Așa am început să căutăm cine a fost acest poet cu o viață atât de scurtă și care a fost, și care a fost istoria convertirii lui la lui spectaculoasă. De fapt, Daniel Turcea a venit spre noi. Primele informații ne-am aflat de la înaltul Bartolomeu Anania. Distinsul de ierarh ne-a povestit amănunte importante despre convertirea poetului, ne-a relatat cum l-a ajutat să-și publice cartea, ne-a oferit detalii despre boala necruțătoare care l-a măcinat, dar și cântei de la înmormântarea poetului. Totodată ne-a făcut legătura cu sora sa, Lucia Turcea. Înaltul Bartolomeu avea o mare considerație pentru Daniel Turcea, considerându-l omului Dumnezeu. Despre poezia lui ne spunea că e ca o strălucire a unui fulger pe o lamă de iatagan. Ani de zile nu am putut citi poezia altor autori,
după impactul Epifaniei. Era ca o renunțare la o vedere panoramică a lumii, la ipostaza hristică a omului învăluntată sub un balast liric cu diluări semantice ambigue, seducătoarea floare carnivoră. Convertirea poetului se aseamănă oarecum cu cea lui Saul din Tars, întors pe Dumnezeu pe drumul Damascului. În cazul poetului, convertitul era pe drumul Bucureștiului. Saul, un inițiat ardent și sincer al legii vechi, Daniel Turcea, un râvnitor și căutător disperat al adevărului vieții în filozofie, știință, în misterele orientale, în toate experimentele extreme din propria viață. Amândoi au primit lumina, înțelegerea, deschiderea inimii și dobirea de starea de iad, nu de la om, ci de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a ales pentru că a preferat sinceritatea și exigența lor în căutarea răspunsurilor capitale. Râvna lor de a merge până la capăt. Acea stare de nemulțumire doar cu jumătăți de adevăr. Darul credinței dobândite prin convertire nu este ușor. Nu este ușor de purtat și de gestionat. Pare un lucru de dorit. Dar în realitate este o povară dulce, dar totuși grea. Credința convertitului nu este asemenea unei locomotive care odată ce l-a găsit sau l-a redescoperit pe Dumnezeu, este pusă pe șinele căii ferate, direcția de mers fiind astfel clar trasată. După asemenea har și stare intense de transfigurare a simțurilor, a minții, a intuiției și a inimii, vin marile ispite, marile încercări, căci demonul nu suportă întoarcerea păcătosului și va face orice ca să-l redobândească. Deci riscul căderii în înșelare după convertire este unul foarte mare. Părintele Serafim Roz îl numea pe aceștia convertiții nebuni. Iar Părintele Sofronie Saharov spunea că e preferabilă o convertire pe termen lung, o creștere în credință cu pași mărunți și echilibrați, decât o dobândire invazivă a harului credinței peste puterile de fire. Pentru că există acele convertiri ratate, acele aprinderi după Hristos, care apoi se sting sau derapează din cauza că nu s-au păstrat o smerită cugetare, fără o asistență înțeleaptă prin ascultarea desăvârșită de un duhovnic de stoinic și priceput la toate capcanele care pasc inima și mintea din pricina nepriceperii. De aceea, întâlnirea cu duhovnicul în persoana părintelui Arsenie Papaciuc a fost esențială pentru Daniel Turcea, cu tot ce a decurs din acele întâlniri. Pocăința, spovedania, lacrimile, smerirea adâncă, ancorarea și ascultarea de biserică. Acea repetitivă aducere a minte salvatoare și absolut necesară sunt pulberea drumului, leoapa aproape mormânt care îl salvează. Așa și-a păstrat dreapta credință, neumbrită de căderile înălțărilor, nealterată de încercările obscure ale securității de a-l compromite, nezdruncinată de îndoielile, dezamăgirile și de neputința de a rezista perfidelor persecuții anticreștine din perioada regimului ateu sub care a trăit. A avut abilitatea să distingă cauzalitatea din spatele acelor vremuri urâte, lucrarea anticristică de la cădere până la escaton, lumea lui Cain neobosit, care a făcut și face din oameni instrumentele urii. Printre ultimele cuvinte lăsate ca un testament surorii sale pe patul de spital sunt acestea. Îți se repet, tot ceea ce am avut de spus, am spus în Epifania. Ceea ce am scris acum nu va mai putea să fie tipărit niciodată, pentru că adresarea lui Dumnezeu nu convine nimănui. Nu va putea plăcea. Indiferent ce regim ar veni la putere, nimeni nu va fi de acord cu ceea ce am scris eu acum. Pentru că nu sunt metafore, sunt cuvinte spuse pe față. Dacă le vei păstra, sunt sortite să rămână veșnic literatură desertară. Spiritul anticristic nu este de ieri, de azi în lume, ci, repet, cred că e de la începutul lumii, al lumii căzute. Deci, în virtutea lui, nimic nu scapă necenzurat de ura împotriva lui Hristos. S-a înșelat mare Daniel Turcea? La un nivel de suprafață ar părea că da, s-a înșelat. Căci poeziile dictate de pe patul de spital au fost publicate în 2011 la editura Doxologia de la Iași.
Vorbele profetice ale poetului au însă un înțeles mai adânc în Duh. Căci spiritul antichristic, care de la începutul lumii căzute nimic nu lasă necenzurat de ura sa endemică față de Hristos, a cenzurat, cenzurează și va mai cenzura, a legat și leagă atenția oamenilor a tulburat și tulbură ca niciodată vederea sufletului, întunecându-o pentru ca oamenii să nu mai distingă, să nu vadă limpede și să nu recunoască pe fața adevărului. A produs și produce această degringolată a valorilor, o întoarcere pe dos a scării de valori, astfel încât nu doar poezia mistică postumă a lui Daniel Turcea poate trece neobservată sau chiar considerată de critica literară contemporană sărăcită față de entropia, ci însăși textele scripturistice, așa cum s-au păstrat până acum, sunt suspectate de neautenticitate și sunt privite cu tot mai mare îndoială de către unii teologi actuali. Daniel Turcea a adus acest război nevăzut cu multă trezvie până la moarte. Am întrebat de ce atunci când a avut visul acela din Biserica Sfântului Lefterie, i s-au arătat din noianul Sfinților doar doi, Sfântul Mucenic Gheorghe și Sfântul Mucenic Lefterie, Sfinți Ocrotitori ce l-au condus până în fața Maicii Domnului, cea care odinioară le-a deschis Sfântul Ioan Damaschin sau Sfântului Roman Melodul, limba etnografiei spre slăvirea lui Dumnezeu. Erau doi sfinți care, de foarte tineri, au suferit moarte martirică, suplicii și chinuri peste puterea înțelegerii românești, ca să nu-și trădeze și să nu-și piardă dreapta credință. Fără să-i numească, le-a dedicat câteva poezii ce descriu martirii de nord. Amândoi și-au păstrat nestins focul incandescent al credinței și al iubirii de Hristos în contextul vremii, cum de altfel și Daniel Ilie Turcea a făcut. Sfântul Lefterie, cel care l-a condus de mână prin biserică, a avut-o aproape de sine pe mama sa. Aceasta a primit moartea martirică în timp ce ștergea de sânge trupul fiului ei trecut prin chinurile cumplite din timpul martirului. Iar pentru Daniel, rugăciunile mamei sale au fost cele care l-au ajutat să biruiască cerbicia necredinței în Hristos. Mama i-a fost alături de rugăciune. Sfinții și oamenii duhovnicești au această dorință de imitație Hristii sau au primit ca un dar de la Dumnezeu binecuvântarea ca sfârșitul lor obștesc să fie oarecum asemănător cu jertfa, cu patima și cu moartea Mântuitorului Hristos. De pildă, Sfântul Calinic de la Cernic a dorit să moară precum Mântuitorul Hristos într-o vinere mare și Sfântul Dimitrie Izvolătorul de Mir a ridicat mâna dreaptă când soldații au intrat în carcera unde era închis ca să-l ucidă cu sulițe, vând astfel ca sulița să pătrundă în coasta sa dreaptă, precum sulița înfiptă în coasta Mântuitorului Hristos, din care a țâșnit apă și sânge. Ultimul îndemn pe care l-a rostit Daniel Turcea pe patul morții, la ora 14:05, în ziua de 28 martie 1979, într-o zi de miercuri, a fost rugați-vă. Cu un efort supraomenesc și-a ridicat capul de pe pernă și i-a spus surorii sale, alături de care se afla o cunoștință, Mariana și un alt bolnav, Gheorghe, care ținea lumânarea. Rugați-vă! Ultima lui dorință a fost aceea de a-i se scoate branula de la mâna dreaptă, ca înainte de a muri să-și mai poată face o cruce măcar o singură dată. Și, mă rog, episodul acesta a fost istorisit de Părintele Traian. În agonia dinaintea morții, Daniel Turcea a ținut mâna dreaptă țintuită de perfuzie ore în șir, ca nu cumva prin dorința lui de a-și elibera, chiar și când l-aș face, după voia lui cruce, să se omilească tot obrazul lui Hristos. Și-a tăiat voia, iar prin această răstignire neconvențională l-a luat pe Hristos. A răbdat până la capăt, asemenea bărbatului ajuns la vârsta desăvârșită. Poeziile lui sunt iconice, nevmatice, argint lămurit în foc curățat de pământ. Strâns legate de trăirea autentică, trăire, cum poate numai Daniel Sandu Tudor, la Daniel Sandu Tudor am mai găsit. Versurile sunt adevărate, concentrate, prăznuiri sobre în cuvântul ce poartă sfielnic, dar incandescent cuvântul, Logosul Dumnezeesc. De pildă, în orice om, iubindu-te, e aproape. Chiar cel tainic asemănarea și apele,
rostește mult mai profund conținutul cărții scrise de Martin Buber, Tu și eu. Mesajul poetic al lui Daniel Turcea este atât de diferit de tot ce s-a scris în poezia religioasă, pentru că poeziile sunt scrise prin sau după dobândirea vederii cu perspectivă inversată față de perspectiva clasică a liniei orizontului din unghiul vederii dumnezeiești. Poetul se vede pe sine și pe ceilalți prin ochii lui Dumnezeu. Vede armonia cosmică și a lucrurilor fără părți întunecate, ascunse. Convertirea la credință presupune această schimbare transfiguratoare a vederii lucrurilor, precum în icoană. Mi-a fost descris de părintele meu că se aseamănă cu o întâlnire în afară, înăuntru, atunci când afli și înțelegi că există o tandrețe dumnezeiască, de nedescris în cuvinte dulceața ei, când începi paradoxal să vezi cu auzul și să auzi cu ochii un glas de o duieșie fără seamă care te cheamă să o apă și te face să te îndrăgostești pe loc, fără să mai poți uita vreodată acel glas și acea chemare, câtă revărsare de iubire cuprindea când te privea, cât te-am așteptat. Nici cel mai infim reproș, dar cât așteptam. E momentul când îți dai seama că făceai toate prostiile lumii până atunci, cât de neserios erai și totuși, cât de mult îi erai de prețuit. Cu nume de înger te chem, iar și iar. Nu trăim, n-am crezut, n-am murit în zadar, atât de mult el ți-a dorit ființa, când mereu te vrea și spoartă suferința, în poemul său de dragoste. De aceea nu găsesc niciun element de trivialitate, de ironie, de dispreț în versurile lui Daniel Turcea. Niciun semn de egolatrie sau de egocentrism autorial, de lamentații patetice, de elocuțiuni descriptive cu expresivități estetice. Din contră, grija față de cuvinte. Ele pot fi semințe, pot fi cavouri ce îngroapă adevărul, sau pot fi vase ce poartă și răspândesc din sau prin ele mireazma împărăției, nisipul cenușa unei cărți. Deși nu a fost niciodată ieșit în afara granițelor țării, deși a descris cu atâta acuratețe geometria grădinilor japoneze, prin care s-a plimbat cu o dezinvoltură a cunoașterii culte, în Epifania lasă să se înțeleagă prin puterea cuvintelor ca precursat deja din mireazma împărăției cerului. Cine cunoaște, dar mai ales cine este familiar cu cântările liturgice și bisericești, înțelege că inspirația lui Daniel Turcea vine și de la acestea. Pentru a descoperi valoarea complexă a operei lui scrise, este necesară o robustă cultură bisericită, o cunoaștere a canoanelor și a dogmei ortodoxe, a învățăturilor de credință, este nevoie de cunoștință de hermeneutică biblică, de agiografie, pateric, de istorie bisericească universală și de filozofie. Setea lui de lumină este sinteza concisă și comprimată a acestora într-o manieră genială și inspirată doar de harul Duhului Sfânt, ca să o putem avea în această formulă unică. Poezia lui trece de timp, peste timp, este mereu actuală, de aceea poezia lui are o valoare universală panortodoxă. Se cade să fie cunoscut în cele mai multe, în cât mai multe limbi. Fără Epifania, ortodoxia ne-ar părea ciuntită în materie de cuvânt scris, deoarece Epifania atinge sau echivalează opera a Sfântului Cuvios Andrei Rubliov cu a sa icoană zugrăvită a Sfintei Trăimii. O foclie în mănunchi arzând peste apa și morima istoriei literaturii universale. O aplaudăm pe Corina pentru această sală. Cu poezia Epifania, pe care ne amintesc că am scris-o.